Ok, bună ziua, sper că se aude. Mă numesc Stanislav Ghilețchi și sunt director adjunct pentru cercetare în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene și astăzi am o deosebită plăcere să vă salut și să deschid acest eveniment organizat de către IPRE. La început aș vrea să remarc, să menționez faptul că acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Schimbarea începe cu tine, tinerii pentru europenizarea Republicii Moldova, în limba engleză îi spunem Be the Change. Acest proiect este implementat de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene cu susținerea Fundației Hans Seidel și sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei. Acest eveniment face parte dintr-un ciclu de discuții și dezbateri pe care le-am organizat aici la IPRE. Și obiectivul sau unul dintre scopurile majore ale acestor evenimente este să încercăm să abilităm tinerii din Republica Moldova ca aceștia să fie mult mai activi în viața publică și în procesul de elaborare a politicilor publice, în mod special a politicilor publice ce țin de europenizare și modernizare Republicii Moldova. Totodată mă bucur foarte mult pentru faptul că astăzi colegul meu, Valeriu, a ales acest subiect destul de interesant, în care vom discuta despre implicarea tinerilor din diferite grupuri din minoritățile etnice în procesele decizionale. În anul 2019 am citit un articol în prestigioasa revistă britanică The Economist, în care ei analizau dacă organizațiile de cercetare și, în general, organizații din societatea civilă pot să supraviețuiască într-o lume post-adevăr. De ce menționez acest articol? Pentru că mi s-a părut că una dintre soluțiile propuse a fost destul de relevantă, inclusiv în cadrul discuției pe care o avem noi astăzi. Autorul sugera faptul că dacă dorim să avem organizații și instituții de cercetare care să fie relevante și utile și să producă acea valoare adăugată în dezbaterile care au loc în societate, atunci este extrem de important să ne bazăm pe surse largi de cunoaștere și experiență. Iar acest lucru înseamnă că trebuie să fie depuse aceste eforturi adiționale pentru a implica cât mai mult tinerii, minoritățile etnice și oamenii care au convingeri și politice diferite. Consider că acest lucru este perfect valabil nu doar pentru instituții de cercetare, dar este valabil inclusiv și pentru instituțiile private, iar în contextul discuției noastre, inclusiv pentru instituțiile publice. Și tind și eu să cred că, anume implicând un număr cât mai mare de tineri care au și viziuni, convingeri diferite, experiențe diferite, vom putea să găsim și să identificăm, să elaborăm acele politici care la ora actuală par să fie poate de neimaginat. Și poate doar anume aceste soluții ar putea să ne ajute să ne mișcăm țara înainte, îmbunătățind calitatea tuturor cetățenilor, inclusiv în afara capitalei. Deci este extrem de important ca tinerii să fie implicați, ca toate grupurile etnice să fie implicate și această implicare să nu fie restrânsă doar în capitală. De aceea mă bucur foarte mult să-l am alături de mine pe colegul Valeriu Turcanu, care a pregătit un eveniment bun și interesant și sper mult ca această dezbatere și concluziile pe care vor fi vociferate inclusiv de invitați să fie utile și să le putem aplica și utiliza în continuare pentru a convinge tinerii să fie implicați activ în viața publică din Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult și îți transmit, Valeriu, moderarea în continuare acestui eveniment. Mulțumim mult! Mulțumim mult, domnule Ghilețchi, director adjunct pe cercetare al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, pentru cuvântul de deschidere. Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc acum! Mă numesc Valeriu Turcanu și sunt bucuros să fiu moderatorul discuției de astăzi. Salut prezența invitaților noștri, Sergiu Conovalu, coordonator național de programe în cadrul Oficiului Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale al OSCE, Nicolae Cheleș, președinte al Consiliului Național
al tineretului din Moldova și Marcel Marin, șef direcția tineret în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, pe care îl așteptăm pe parcursul acestui eveniment. De asemenea, alături de noi sunt și tinerii cercetători IPRE, studenții Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative din România, Valeria Lembas și Alexander Burdian. Vă mulțumesc că participați în cadrul acestei discuții. Fiecare panelist va avea o intervenție de 15-20 de minute pe marginea subiectului propus. Panelul de discuții va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia participanții prezenți vor avea posibilitatea de a-și expune părerea privind subiectul vizat pentru a propune unele soluții sau pentru a oferi întrebări paneliștilor. De asemenea, urmăritorii noștri pot adresa întrebări atât pe pagina de Facebook, cât și în chatul privesc.eu, care vor fi preluate și adresate ulterior invitaților. Realitatea socială a Republicii Moldova este definită prin coexistența diverselor comunități etnice. În prezent, conform documentului strategic elaborat de raportorul special ONU pentru problemele minorităților, în Republica Moldova locuiesc comunități etnice de armeni, azeri, belaruși, bulgari, găgăuzi, germani, georgieni, turci, polonezi, români, ruși și ucraineni. Existența acestor comunități etnice este susținută de un cadru legal favorabil și consolidat atât pe plan constituțional cât și pe plan legislativ, care protejează de iure și extensiv drepturile membrilor acestor comunități. Cu toate acestea, majoritatea comunităților etnice se confruntă la un prim nivel cu diverse forme de prejudecăți, stigmatizare și discriminare. Conform celui mai recent studiu privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova, mai mult de jumătate din respondenții studiului nu acceptă mare parte a grupurilor vizate în calitate de vecin, prieten și membru de familie. Mai mult decât atât, la un nivel de gravitate sporită, aceste comunități etnice întâmpină dificultăți în apărarea drepturilor sale în cadrul instanțelor judecătorești, polițienești și administrative. Conform raportului Consiliului Drepturilor Omului al Națiunilor Unite privind problemele minorităților, lipsa cunoașterii limbii române constituie unul dintre obstacolele care reduce posibilitatea de a exprima opiniile, de a participa la procesele consultative și de a influența politicile publice, care afectează atât comunitățile etnice, cât și dezvoltarea regiunilor în care aceștia trăiesc. Prin urmare, în Republica Moldova se constată existența unei discrepanțe importante între politicile publice, narațiunile publice și situația comunităților etnice. În acest sens, doresc să acord cuvântul domnului Convalu, coordonator național de programe în cadrul Oficiului Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale al OSCE. Domnule Convalu, vreau să începem discuția noastră despre situația curentă privind implicarea tinerilor din grupurile minorităților etnice în procesele decizionale la nivel local și central. Tinerii din aceste comunități sunt implicați și reprezentați în Republica Moldova? Domnule Conovalu, ales cuvântul. Mulțumesc, Valeriu. Bună ziua tuturor. Sunt onorat și am plăcerea să particip la acest eveniment, atelier, dedicat implicării tinerilor din grupurile minorităților etnice în procesele de luare a deciziilor în Republica Moldova. Mă bucur că la această discuție participe reprezentanți ai autorităților publice, împreună cu societatea civilă, inclusiv cu cei pe care acest domeniu îi vizează cu precădere, tinerii, și mă bucur să văd aici printre noi tineri cercetători. Eu voi avea o prezentare în PowerPoint, așa că voi partaja imediat ecranul. Așa. Ca și multe alte state din regiunea OSCE, Republica Moldova este o societate diversă din punct de vedere etnic, dar și lingvistic. Și pentru a beneficia de această diversitate, ea trebuie să fie pusă în valoare de către societate însăși și gestionată eficient de către autorități.
Nu întâmplător, participarea la viața publică reprezintă unul dintre cele patru domenii prioritare ale strategiei naționale de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova. Oficiul înaltului comisar, la rândul său, acordă o importanță majoră acestui domeniu, deoarece participarea efectivă a minorităților naționale la viața publică constituie o componentă esențială a unei societăți pașnice și democratice, în care fiecare cetățean are posibilitatea de a se integra și participa la viața plenară a societății. În acest mod se consolidează sentimentul de apartenență comună la statul din care aceștia fac parte. În caz contrar, nivelul scăzut de participare poate avea efecte nedorite, cum ar fi marginalizarea și excluderea anumitor categorii de cetățeni din procesele de luare a deciziilor. În promovarea acestui deziderat, înaltul comisar se ghidează de recomandările sale de la Lund privind participarea minorităților naționale la viața publică. În acest context, aș vrea să vă prezint o scurtă animație video care în mod foarte succint va transmite mesajul esențial acestor recomandări. Ideea e că această animație este în engleză, dar având în vedere că suntem tineri aici, cred că nu există o problemă cu cunoașterea limbii engleze. Și, pe de altă parte, e destul de intuitiv și clar explicat acest video. Imediat se deschide. Domnule Conovaru, dacă nu reușiți să ne transmiteți acest video... Ok. Mă scuzați, el mergea, dar eu credeam că este partajat. Nu, din păcate noi nu l-am putut viziona. Probabil este o chestiune de opțiune de transmisie. Ok, acum vedeți acum dacă o partajez? Imediat. Cu regret, noi nu îl putem viziona. Nu este, da? Din păcate. Ok, atunci eu voi, voi transmite într-un link. Perfect. Și cei interesați să-l vor... Noi vom partaja cu colegii și cu toți care ne urmăresc la sfârșitul acestei prezentări. Mulțumim mult, domnul Colovanu. Bine, lăsăm atunci... pentru vizionare individuală acest link, dar e destul de sugestiv, așa că vă sugerez să-l priviți ulterior. Eu voi continua mai departe cu prezentarea. În anul 2020, Oficiul Înaltului Comisar împreună cu instituțiile responsabile de domeniul relațiilor interetnice în Moldova și în parteneriat cu societatea civilă, la care a participat și Institutul de Politici și Reforme Europene, au lansat un studiu sociologic, așa numit etnobarometru, pentru a explora diferite aspecte ale vieții sociale din cadrul diferitor grupuri etnice din Moldova și de a evalua modul în care este percepută diversitatea etnică în societatea moldovenească. Studiul a fost realizat sub forma unui sondaj ale grupurilor etnice mai numeroase de pe teritoriul Republicii Moldova. Aceștia sunt moldoveni, români, ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari și populația de origine romă.
În cadrul acestui studiu, moldovenii și românii fac parte din grupul majoritar și ca și categorie combinată sunt denumiți populație majoritară. Asta ca să fie clar pe parcurs când voi vorbi în prezentare. Din cei intervievați, aproape 2600 de persoane, în jur de 35% au fost tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani. În prezentarea de astăzi vreau să precizez că profilul sociodemografic al respondenților cuprinde toate grupele de vârstă, de gen, nivel de studii, regiune și așa mai departe. Însă toate aceste date dezagregate pe categorii vor putea fi accesate mai ușor când vom lansa o platformă online acestui studiu. Totuși, în continuare, vreau să vă prezint rezultatele studiului în partea ce vizează participarea minorităților la viața publică. În primul rând, este important să răspundem la întrebarea care este criteriul dominant al identității diferitor grupuri etnice din societatea moldovenească. Rezultatele studiului indică faptul că respondenții din diferite grupuri etnice se autodefinesc în mod preponderent prin prisma a două criterii, în proporții aproape egale, cetățenie și identitate etnică. În comparație cu alte grupuri, populația romă acordă în mod vizibil mai multă importanță etniei decât asociere civice cu statul Republica Moldova. Atât populația majoritară, cât și minoritățile își construiesc identitatea civică într-un mod aproape similar și atribuie o importanță comparabilă determinațiilor civici a identităților, cum ar fi locul de naștere, locul de reședință și deținerea cetățeniei moldovenești. Pe de altă parte, numărul celor care consideră că le sunt protejate drepturile civice și politice este destul de mic și nu poate fi calificat ca un criteriu determinant în formarea unei identități civice. Acest lucru este reflectat aproape în egală măsură în rândul tuturor grupurilor, cu un procent mai mic chiar în cazul populației majoritare. Din toate instituțiile menționate, biserica și administrația publică locală se bucură de cel mai înalt nivel de încredere din partea tuturor grupurilor etnice, în timp ce cel mai scăzut nivel de încredere o au sistemul judiciar și instituția Parlamentului. Interesant este faptul că ucrainenii, bulgarii, găgăuzii și romii au un nivel mai ridicat de încredere în instituțiile statului în comparație cu moldovenii, românii și rușii. În ceea ce ține de percepția reprezentării nominale în instituțiile de stat, doar grupul majoritar, moldovenii, se consideră suficient de reprezentanți în instituțiile statului. În toate celelalte grupuri etnice, procentul celor nemulțumiți, să le spunem așa, depășește procentul celor satisfăcuți pe nivelul de reprezentare, în reprezentare nominală, menționez aici, în instituțiile de stat. Pe de altă parte, când vine vorba de reprezentarea de fond sau percepția asupra modului în care interesele acestor grupuri sunt luate în considerare în procesele de luare a deciziilor, tot moldovenii sunt cei care au un grad mai înalt de autopercepție, însă discrepanța percepției dintre grupul etnic majoritar și grupurile minoritare este mult mai redusă. În cazul tuturor grupurilor, nivelul de dezacord este mai mare când vine vorba de reprezentarea intereselor lor. Aceasta vorbește de faptul că reprezentarea nominală în instituțiile de stat nu presupune neapărat promovarea intereselor grupului din care persoana face parte. Și nu întâmplător, în diverse discuții cu diferiți reprezentanți ai minorităților, auziți adesea comentarii precum că o persoană care deține o funcție publică nu reprezintă neapărat interesele grupului din care face parte. Iar acest lucru depinde în mare măsură pe ce criterii acces persoana respectivă la funcția respectivă de demnitate publică. Când vine vorba de încrederea în propria capacitate de a influența procesele politice interne ale statului, reprezentanții tuturor grupurilor etnice nu cred că sunt suficient de competente sau competențe sau suficient de influență pentru a avea un impact asupra politicii interne ale statului. Cu o mică excepție, cei care se identifică drept români. Comparativ cu alte grupuri minoritare, găgăuzii demonstrează un nivel de încredere comparabil cu cel al moldovenilor propria lor capacitate de a influența politica statului. Acest lucru poate fi legat de experiența lor de autoguvernare teritorială. În același timp, mai mult de jumătate
până la două treimi din respondenți, indiferent de etnie, consideră că nu au puterea de a influența starea lucrurilor din țară. Care este percepția cu privire la influența politică ale altor grupuri etnice? Aproape fiecare al treilea respondent consideră că anumite grupuri etnice sunt mai influente din punct de vedere politic decât altele. Minoritățile naționale, de exemplu, consideră că populația majoritară sau moldovenii este de departe cea mai influentă din punct de vedere politic. Cu toate acestea, moldovenii înșiși și într-o măsură mai mare românii acordă prioritate rușilor în ceea ce privește influența politică, o convingere cu care etnia rusă pare să nu fie de acord, acordând sieși un loc mult mai modest în ierarhia influenței politice. Paradoxal este faptul că toate grupurile tind să se perceapă ca fiind vizibil mai puțin influente decât alții le percep a fi. De cealaltă parte, romii sunt considerați a fi cei mai puțin influenți din punct de vedere politic de către toate grupurile etnice și în cea mai mare măsură de însăși populația de origine romă. Reprezentanții tuturor grupurilor par a fi alegători activi. Totuși, incidența este relativ mai mică în rândul reprezentanților rom și ruși. Toți cetățenii, indiferent de etnie, par a fi mai dispuși să voteze reprezentanți la nivel local decât la nivel național. Interesul de a candida la funcții de demnitate publică este mai ridicat în rândul populației majoritare, urmat de rom și găgăuzi. Nivelul de interes este, în general, mai ridicat de a candida la o funcție din administrația locală decât pentru un reprezentant la nivel național, la fel cum este și preferințele de vot. Apartenența la organizațiile politice și civice este aproape identică pentru majoritatea grupurilor etnice. Mai mulți reprezentanți sunt implicați în activitatea organizațiilor neguvernamentale. Bulgarii și ucrainenii sunt cei mai activi din toate minoritățile naționale în acest sens. Prezența lor în cadrul societății civile este comparabilă cu cea a populației majoritare. Dorința de a lucra în instituțiile de stat corelează puternic cu încrederea în propria competență de implicare în politică și în capacitatea de a influența viața politică a statului. În acest sens, respondenții care se consideră competenți în a influența viața politică tind într-o măsură mult mai mare să acceadă în serviciul public, în comparație cu cei care se consideră mai puțin competenți. Populația romă sunt o excepție notabilă de la această tendință. Aprecierea lor asupra propriei competențe este destul de scăzută comparativ cu ale altor minorități. Dar dorința de a avea un impact pozitiv asupra vieții politice este aproape identică cu cea a majorității. Interesant este faptul că toate grupurile etnice manifestă un interes mai sporit de a se angaja în administrația publică la nivel local decât în instituțiile de stat la nivel național, precum și de a candida la alegerile locale comparativ cu cele parlamentare, așa cum am menționat. Acest lucru este în concordanță cu constatarea că administrația locală și biserica se bucură de cel mai înalt nivel de încredere în societate. Deși se va vorbi despre bariere mai târziu, eu vreau doar să menționez câteva aspecte de ordin general. Practic, există un procent mare de cetățeni, aproape fiecare a doua persoană, în majoritatea grupurilor, care crede că există o serie de obstacole în calea angajării în serviciul public. Percepția asupra barierelor variază semnificativ între grupurile etnice. Romii, de exemplu, se simt cei mai discriminați pe criteriul etniei lor și a nivelului de educație, în timp ce alte minorități consideră că nivelul de cunoaștere a limbii de stat delimitează perspectivele de angajare în serviciul public. Dacă ar fi să analizăm nivelul de cunoaștere limbii de stat în rândul minorităților, acesta este destul de scăzut în rândul tuturor grupurilor minoritare, cu excepția populației rome, unde fiecare a doua persoană poate vorbi și înțelege bine limba de stat, când doar unul din patru ruși, ucraineni și bulgari vorbesc și înțeleg bine limba română, iar proporția este mult mai redusă în cadrul grupului găgăuz, unde doar una din 10 persoane poate vorbi și înțelege bine limba română.
Totuși, în contrast cu nivelul slab de cunoaștere a limbii de stat, toate grupurile minoritare conștientizează necesitatea învățării limbii române și consideră că acest lucru are un impact pozitiv asupra vieții sociale și a perspectivelor de dezvoltare profesională. Din toate categoriile de vârstă, tinerii sunt în mare parte motivați să învețe limba română dacă li se oferă condițiile necesare în acest sens. Aici avem răspunsurile pe categorii de vârste și dacă veți fi mai interesați să cunoașteți mai multe din rezultatele acestui studiu, așa cum v-am zis, lucrăm acum la o aplicație online unde vrem să facem posibilă dezagregarea pe, inclusiv pe categorii de vârstă, astfel când doriți să aflați un răspuns la orice întrebare, să selectați grupul de vârstă și să aflați anume referitor la participare, la cunoașterea limbii și așa mai departe. Aici eu îmi închei prezentarea și dacă sunt întrebări ulterior, acum sau la sfârșit, vor fi disponibil. Domnule Conovalu, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Împreună am reușit să cunoaștem mai aproape informații prețioase privind profilul sociodemografic a membrilor comunităților etnice. Personal am fost uimit de nivelul de percepție acestora a intereselor pe care le reprezintă grupul etnic. Acum dorim să aflăm mai multe din partea lui Nicolae Cheleș, președinte al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, despre tinerii care constituie modele pentru comunitățile etnice din care fac parte și acțiunile comune care permit acestor comunități să întreține incluziunea și coeziunea interetnică. Vreau doar să amintesc că documentul strategic elaborat de raportorul special ONU pentru problemele minorităților propunea crearea locurilor rezervate în cadrul administrațiilor publice locale sau reinstituirea circumscripțiilor electorale care să permită membrilor comunităților etnice, precum tinerii, să fie aleși și să reprezinte interesele acestor comunități. Nicolae, în ce măsură tinerii sunt implicați în soluționarea acestei probleme și cum aceștia contribuie la asigurarea coeziunii interetnice? Ai cuvântul. Bine, mersi Valeriu, mersi Sergiu și aș vrea să continui un pic mai departe că eu sunt unul din cei 10 tineri găgăuși care cunoaște și poate vorbi în limba română. Dacă să am ceva greșelile, îmi cer scuze. Și în continuare aș vrea să încep că chiar situația din Republica Moldova și tineri în Republica Moldova care aparțin minorităților etnice, eu aș vrea să le abord într-un prisma mai timp mai accesibil pentru noi de la centime, inclusiv că luând în considerare organizațiile de tineri care se activează în acest domeniu. Dacă analizăm organizații de tineriat a minorităților, noi bineînțeles că găsim organizații tineri de Găgăuzia, organizații care activează tinerii armeni. Aici este un factor mare că activitatea acestora nu deseori se intersecționează cu activitatea altor grupuri minoritare, dar și, desigur, ucrainieni. Aici este foarte important un factor ca și a mai spus domnul Sergiu și la parte mai multor parteneri de dezvoltare, noi înțelegem că întrebările situația romilor este un pic mai actual și mai necesită o atenție mai separată și aici, luând în considerare situația anume tinerilor romi în Republica Moldova, de greț la moment noi aveam programe care susținau tineri Romii la învățământ, Roma Education Fund, care acum activitatea sa o chiar nu pot spune precis dacă să fie continuitatea acestui program, dar la moment, în cred, eu nu pot zici niciun program sistemic, niciun program accentuat anume tinerilor rom, care este un factor foarte regretabil, având în considerare că avem și planul pentru integrarea și pentru dezvoltarea comunității romi, planul național, politică de stat care trebuie să fie implementat și să nu uite anume de tineri. În același timp avem și organizații și un inițiativă de la bine, noi cunoaștem că primărie, că Ministerul Educației și Cercetării
are programul de granturi pentru tineri, accentuat în fiecare an, care se dedică. Acest program de granturi, după opinia mai multor tineri și activiști cu care am mai vorbit, cum consultant, este dedicat, are un procent, un form de 15% ca beneficiari a programelor de granturi și programelor implicate să fie reprezentanța grupului subreprezentante. De aici este un accent important pentru mine și cred că pentru că 15% din sunt beneficiari, dar din regrete nici foarte rar sau aproape nu este găsit că organizații care activează în domeniul minorităților, în domeniul grupurilor subreprezentante, ei nu sunt implicați în organizare sau în aceasta. Prin această prismă și prin această analiză putem veni la constata că tinerii și prin programul de dat de granturi ei sunt beneficiari, dar nu pot deveni acei care promovează și acei care implementează programe. În acest factor avem din LinkedIn în 2016 în Republica Moldova. Avem o rețea de tineri activiști care activează în domeniul drepturilor naționale, etnice, lingvistice și religioase. Și după cum Valeriu tu ai spus despre recomandările de la raportorul special ONU și platforma dată a fost creat după ce Republica Moldova a venit raportorul special și a făcut evaluarea dată și a venit cu recomandări. Și după ce a fost create multe programe, proiecte, dintre care cred că este una foarte semnificativ că observăm că la moment tineri și din minorități etnice, lingvistice și religioase și toată activitatea în acest domeniu, anume luând considerare tinerilor, el este mai mult bazat pe drepturile omului, pentru că noi chiar putem înțelege, vedem că activitatea forme sau tinerilor în ce domenii, el este strict legat cu drepturile omului. Acest factor din regret noi nu putem găsi în alte comunități, în alte organizații care activează mai mult în domeniul drepturilor comunității interculturale. Dacă la moment noi avem strategie de relații interetnice pe care domnul Cunova a spus și care la moment este văzut și are încă un plan de acțiuni. Planul de acțiuni pentru anii 2016-2017 pentru anii 2020 a fost realizat, nivelul de realizare noi putem găsi și la rapoartele partenerilor dezvoltare, în care este unul din accente bine puse că organizații de tineret, inclusiv consiliile locale de tineret, centrele locale de tineret, ei nu au incluziunea tinerilor de minorități pe plan local în același timp și național. Luând în considerare că la moment programul încă este de dezvoltare și planul de acțiuni pentru 2020 și mai departe este în acțiune, noi înțelegem că la moment platforma și mulți activiști se implic și vin cu recomandări mai practice. Acesta este factor foarte îmbunătățitor pentru că am ajuns și tineri din minorități, ei simt și pot și chiar vin cu recomandări pentru politici de stat. Acest factor foarte mult le încurajează și în viitor sperăm că să aduc rezultate concrete. În aceeași timp, dacă ne întoarcem la subiectul mai acordat de IPRI și care vorbim despre implicarea tinerilor în cercetare și implicarea tinerilor în analiza documentelor de parte, factorul pentru CNTM este foarte binevenit pentru că noi am promovat și acum chiar și în legea tineretului este prevăzut că tineri cercetători trebuie să fie prevăzut și să facă, dar la moment noi trebuie să ne gândim și să facem program mai concret pentru împuternicirea acestor tineri cercetători.
Și analizând activitatea organizațiilor de tineret sau tinerilor din grupurile minorităților, noi aici putem găsi că la moment avem făcut și stabilită cercetarea privind cum a fost, cum se implementează și cum strategia relațiilor interetnice este prevăzută din domeniul, din drepturile tinerilor și cum tinerii sunt prevăzute în această strategie. Acesta a fost elaborat de către platformă și cred că în curând să fie accesibil și pe pagina web a CNTN-ului. Constatările erau destul de, n-aș spune, inclusive, pentru că tinerii nu prea au fost aprobați și nu a fost, nu era o accent separat sau accent mai ridicat anumit pentru tineri. Acesta era una din constatările. În acest timp trebuie să spunem că dacă analizând rapoartele internaționale, rapoartele la comitetele ONU pentru Comitetul ONU pentru discriminare rasială, Comitetul ONU pentru discriminare pentru drepturile economice, culturale și economice și în același timp drepturile tinerii din Republica Moldova și împreună cu platforma și alți organizații etnoculturale au depus un șir de rapoarte alternative. Acest factor tot foarte mult le încurajează pe tineri pentru că ei pot participa nu numai la monitorizare și nu numai la mehanismele naționale, dar și internaționale pentru promovare. Desigur, aici este foarte important de analizat implementarea acestor recomandări care vine de la partenerii de dezvoltare și deseori putem constata că recomandările nu sunt foarte bine primite și nu sunt foarte implementate de către instituții de stat. Aș vrea să mai precizez de referitor la implicarea tinerilor din minorități interetnice la nivel local, pentru că la moment noi analizăm și lucrăm asupra nivelului de participare a minorităților etnice la nivel local și cum acestea trebuie să fie reprezentate. Această acțiune a fost prevăzută încă în planul de acțiune a strategiei până în 2012 și este prelungit până la momentul dat. Și este prevăzută anume cum organizații de tineret sau organizații de etnoculturale din Republica Moldova în general, cum ei se implică în procesul de participare, în procesul de promovare a drepturilor la nivel local și cum aceasta se intersecționează, cum aceasta lucrează cu instituții centrale. Consider că acest, analizând situația la mai mulți răioane, venim că ne regret dacă luăm și Chișinău. În Chișinău avem organizații etnoculturale care activează la nivel local, care fac, chiar și primesc finanțare de la primărie, dar nu au niciun organizație tineret sau niciun participant de tineret nu este inclus în această. Acest factor este și în mai mulți raioane. Și în același timp, cred că încă o sugestie pentru IPRI și pentru colegi care au invitat că chiar sunt minte că știu că ați avut mai mult program pentru acest domeniu și platforma Tineretul pentru Solidaritate Interetnică și nu numai au promovat și chiar în planul de acțiune era bine pus punctul că Republica Moldova trebuie să ar fi bine să ratifice Harta Europeană pentru limbilor naționale și limbilor regionale. Acest factor, din regrete, deseori nu este aprobat și nu este discutat de către participanți, de către decidenți politici din Republica Moldova, dar documentul dat este una din cei care va pune claritate a situației limbilor vorbite în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumim, Nicolae Chereș, pentru intervenția dumneavoastră. Sperăm că discuțiile de astăzi vor genera anumite schimbări, în special în cadrul instituțiilor publice de resort,
Reamintesc că urmăritorii noștri pot adresa întrebări atât pe pagina noastră de Facebook, cât și în chatul prevez.eu, care vor fi preluate și adresate în curent invitațiilor. Așteptăm întrebările voastre. Acum doresc să ofer cuvântul domnului Marin, șef direcția tineret în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova, dacă încă se mai numește așa, dispunând de o experiență vastă în domeniul de tineret și aflându-se în contextul reorganizării Ministerului, ar fi oportun ca domnul Marin să ne expună soluțiile care au fost concepute în trecut și cele care ar putea fi implementate în urma reorganizării Ministerului pentru a asigura coeziunea interetnică. Domnule Marin, aveți cuvântul. Bună ziua, salutare colegi, salutare tuturor. Eu în primul rând vreau să încerc scuze pentru întârziere. Am avut o ședință de intern pentru că, într-adevăr, procesul de reorganizare a Ministerului este, sau bine, a ministerialor este unul puțin mai complex decât toată lumea a preconizat și acum încercăm și noi să punem așa toate lucrurile pe însertarele lor, să vedem cine în continuare, cum lucrează sau ce atribuții primește, fiecare domeniu, cum își continuă activitatea. Și de asta am avut o ședință acum cu toți colegii prin minister să vedem ca să putem asigura că ministerul va funcționa în continuare și va dezvolta în continuare acele politici de tineret care o să permită tinerilor să se implice în procesul decizional la toate nivelurile. Am început cu o scuză mai lungă pentru ce am întârziat, da? Cu o explicație, poate că. Nu am prins tot ce a spus Nicolae, din păcate, dar presupun eu că el s-a referit la programul care este implementat de minister, programul de asistență pentru consolidarea capacităților consiliilor locale, raionale, municipale ale tinerilor. Presupun eu că nu a intrat foarte mult în detalii. Eu o să încerc să fac asta mai pe lung. Începând cu anul 2016, dacă nu mă înșel la memorie, a fost conceput un întreg program pentru a nu doar a oferi finanțare și suport metodologic, dar pentru a stimula participarea tinerilor sau implicarea tinerilor la toate nivelurile, începând de la prin intermediul grupurilor inițiative pe lângă APL, la APL prin intermediul consiliilor locale raionale, deja în continuare mai sus, până la nivelul central, de ce nu. Noi acordăm finanțare pentru aceste consilii, noi le ținem financiar prin intermediul rețelei naționale a consiliilor locale sau consiliilor raionale municipale ale tinerilor din Moldova. Este o denumire super lungă, știu, este greu de reținut, dar experiența noastră a arătat că este mai benefic, să spunem așa, sau mai util de a avea un partener de încredere de rândul societății civile care se va ocupa de implementarea acestui program. Noi avem un parteneriat deja pe parcursul ultimilor 5 ani, facem asta, eu aș spune, cu succes, pentru că rata de participare a tinerilor a cunoscut o creștere constantă începând cu anul 2016, dar și numărul consiliilor care au fost înființate sau a raioanilor care au consilii active, de asemenea, este în creștere. Spuneam că parteneriatul nostru cu rețeaua durează deja al 5-lea an. Suportul financiar care este acordat pentru acele consilii locale nou înființate nu este atât de mare. El sigur că vine să asigure, spunem așa, strict necesarul. Da? Politica promovată de minister este că trebuie să există finanțare de la nivel de autoritate publică locală. Noi încercăm să promovăm că tinerii trebuie nu doar auziți, dar chiar ascultați, pentru că ei trebuie să fie implicați și deciziile trebuie să fie luate într-un proces de co-creație, de colaborare, de cooperare. Și de asta noi considerăm că sustenabilitatea acestor consilii trebuie să fie înțeleasă de autoritatea publică locală și sigur că dacă o să existe înțelegere, o să existe și resurse financiare alocate pentru funcționarea acestora. Realitatea arată că nu este nici pe departe totul așa de roz cum noi ne-am închipuit, pentru că eram ceva la modul că, uite, sigur că toată lumea ar înțelege că e foarte bine să implici tinerii, să asculți vocea tinerilor, să vezi ce activități au nevoie, să vezi ce politici trebuie dezvoltate la nivel de raion. Dar există o anumită reticență din partea, nu spun, există cazuri foarte bune, există cazuri de succes, dar există, tot și așa să spunem, la modul general, există o reticență din partea factorilor decizionali de, nu știu dacă e corect să formulez, dar a împărtăși povara, da? Bine, poate nu chiar sunt așa cum, nu chiar exprim ceea ce eu vreau să spun, dar ideea noastră era una nobilă, noi pe parcursul la 5 ani lucrăm la asta,
avem careva succesă, avem careva bariere, lucrăm de asemenea noi chiar la direct împreună cu tinerii pentru ca aceste bariere să le depășim. Anual, cred că anul acesta noi avem în jur la 1.300.000 de lei alocați prin intermediul rețelei pentru fortificarea capacităților acestei consilii, pentru stimularea creierilor. Și adică vedem așa la sfârșit de an, tragem o linie, vedem ce am reușit parcurs anul acesta cu banii aceștia ca să dezvoltăm. Acum cu participarea minorităților etnice în cadrul consiliilor date. Din păcate, noi propunem un regulament de organizare și funcționare care fiecare consiliu când se înființează îl aprobă. Noi, din greșeala noastră, sau pentru că la momentul când el a fost elaborat, nu s-a luat în considerație acest aspect, am avut o discuție cu doamna Belenciuc din cadrul Ministerului, că ar fi bine să-l revizuim și probabil că începând cu viitor apropiat o să facem și niște discuții publice, să vedem ce mecanisme putem noi dezvolta ca să stimulăm implicarea minorităților în cadrul acestor consilii locale ale tinerilor. Asta o să fie prevăzut la nivel de regulament care noi îl propunem lor spre aprobare, regulament și de organizare internă inclusiv, dar în cadrul consultărilor, inclusiv prin intermediul celor prezenți aici și celor care ne ascultă, o să încercăm să gândim cum să facem asta ca să fie echitabil, da? Pentru că trebuie să fie reprezentativitate în cadrul acestor consilii. Din nou, poate am vorbit mai mult puțin decât mi-am propus, mai puțin pe minorități, mai mult pe consilii, dar, cum vă spuneam, începând cu, bine, hai să spunem două săptămâni de acum, noi probabil că o să inițiem procesul de revizuire a acestor documente care noi le propunem și o să vă provoc să vă implicați pentru că urmează să discutăm din perspectiva minorităților cum să dezvoltăm aceste documente. Domnule Marin, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Am avut parte de câteva destăinuiri interesante și sperăm că toate activitățile pe care vi le-ați propus să fie realizate cu brio în beneficiul tinerilor. Dragi invitați, vă invit la o sesiune de întrebări și răspunsuri împreună cu tinerii cercetători IPRE, Valeria Lembas și Alexandra Purdian. Pe această cale ofer cuvântul Valeriei Lembas, care a pregătit o scurtă prezentare de context. Mulțumesc, Valeriu! Sper că m-auziți foarte bine. Așa, deci probabil cred că vedeți prezentarea. Bună ziua tuturor! Îmi face o deosebită plăcere să fiu parte acestui eveniment. În momentul în care am aflat tematica workshop-ului, nu am ezitat nicio clipă să particip. De altfel, este o bucurie pentru că sunt extrem de pasionată de tot ceea ce ține de diversitatea culturală. Acest lucru cumva a pornit prin prisma experiențelor Erasmus de care am beneficiat anterior, iar în ultimii ani am conștientizat tot mai mult că avem o diversitate de ordin cultural, religios și lingvistic la noi acasă. Astăzi voi aborda subiectul situația curentă privind implicarea tinerilor din grupurile minorităților etnice în procesele decizionale la nivel local și central. Încercând să mă documentez vis-a-vis de acest subiect, pot spune că conform datelor oficiale, aproximativ 25% din populația țării este constituită din minorități etnice. Totodată, conform ultimului recensământ, cel din 2014, am identificat faptul că 4,6% sunt găgăuți, 4,1% ruși, 6,6% ucraineni, 1,9% bulgari, iar în ultimul rând, aproximativ 0,3% reprezintă cei din comunitatea romă. Încerc să modific slide-urile, văd că un pic nu reușește, ar trebui să fac un restart. Sau, Valeriu, poți să mă ajuți? Da, dacă e posibil să repornești prezentarea. Da, da, da. Voi încerca să sperăm să... Sper și eu. Deci, după cum spuneam, am încercat să mă documentez la acest subiect și
am remarcat faptul că 25% din populația țării o consideră minoritățile etnice și aici avem câteva date statistice conform ultimului recensământ. Cel puțin astea sunt cam cele mai importante date. Deși avem o societate multiculturală, minoritățile etnice din Republica Moldova, din păcate, se confruntă cu o serie de abuzuri, discriminare, drepturile și libertățile acestora sunt încălcate, din păcate vocea tinerilor nu este auzită și nu există o reprezentare a acestora în cadrul structurilor de stat. Dacă ar fi să fac o referință la materialele găsite, atunci aș putea spune că am ajuns la concluzia că, din păcate, o parte din informații nu mai sunt actuale, iar altele pe alocuri sunt inexistente. Aceasta semnifică că pârghiile de manifestare și implicare a tinerilor care fac parte din grupurile minorităților etnice sunt limitate, iar în cazul în care sunt întreprinse care va acționa atunci, activitățile organizațiilor de tineret nu sunt vizibile. Aici am indicat câteva dintre obstacolele cu care se confruntă tinerii. În primul rând, necunoașterea limbii de stat. În al doilea rând, din păcate, tinerii nu pot fi încadrați în câmpul muncii. Predomină marginalizarea socială și, de asemenea, dificultatea de a beneficia de servicii publice, cum ar fi serviciile de sănătate. Este esențială, există necesitatea găsirii unor soluții, pentru că doar așa putem să asigurăm democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului și doar așa putem să construim o societate prosperă și sănătoasă. Am indicat, vin aici cu o serie de recomandări pe baza a trei obiective pe care le-am formulat. Prima, utilizarea mijloacelor de comunicare masă cu scopul de a schimba într-un mod pozitiv percepția asupra comunităților minorităților etnice. Dacă ar fi să fac o referință exclusiv la fel cum am putea asigura drepturile și libertățile tinerilor, atunci rețelele de socializare ar putea fi folosite pentru a comunica și informa tot mai mult publicul despre problemele cu care se confruntă aceștia. Ar putea fi, de exemplu, realizate o serie de interviuri cu ajutorul ambasadelor, organizațiilor internaționale cu sediile locale la Chișinău pentru a putea pune în valoare tinerii, oamenii activi din societate care aduc impact și care sunt implicați în cadrul organizațiilor de tineret. Acest lucru ar fi benefic pentru a crește vizibilitatea minorităților etnice, de a bate un semnal de alarmă că problemele cu care se confruntă aceștia sunt destul de grave și că există o necesitate stringentă pentru a veni cu soluții în acest sens. Mai mult decât atât, ar servi drept reper de inspirație pentru a motiva și alți tineri de ce nu să se implice activ în comunitate. Ținând cont de puterea internetului și faptul că majoritatea dintre noi, în special tinerii, petrec mult timp în lumea digitală, atunci ar putea fi creată o platformă online, cum ar fi un website, însoțit de o pagină de Facebook sau de Instagram, care ar conține informații cu privire la activitatea organizațiilor de tineret, care au rolul de a promova drepturile acestora și de ce nu de a distribui oportunități la care aceștia ar putea să aplice. Ar putea fi creată o revistă online prin care ar fi răspândită cultura minorităților etnice, tradițiile și obiceiurile acestora. În acest fel am putea să educăm și cealaltă parte a societății care nu au habar de ceea ce se întâmplă în comunitatea diversă în care trăim. Ar putea fi diminuate stereotipurile și ar putea fi schimbată imaginea denigratoare care persistă în spațiul public, cum ar fi în cazul celor de din Roma. Următorul obiectiv pe care l-am formulat este susținerea proiectelor de cercetare în vederea analizei problemelor minorităților etnice și identificarea rapidă a unor soluții viabile. Cum ar putea fi realizat acest lucru? Ar putea fi invitați reprezentanții instituțiilor statului, organizațiile locale și internaționale pentru a se implica activ pe partea de realizarea unor proiecte de cercetare. Ba mai mult, ar putea fi invitați reprezentanți experți din străinătate pentru a veni cu o serie de recomandări și sugestii pe baza experienței trăite în alte state. Iar ultimul meu obiectiv ar fi integrarea minorităților etnice în cadrul întregii comunități. Ar putea fi inițiate campanii pentru a obține fonduri ca ulterior să fie aplicate în procesele necesare de integrare a minorităților etnice, de exemplu programe prin care vor fi puse la dispoziție cursuri
prin care va fi predată limba de stat, astfel cei care fac parte din grupurile minorităților etnice s-ar putea integra mai ușor în comunitatea regională și și-ar putea găsi locuri de muncă. Încadrarea tinerilor din minoritățile etnice în cadrul proiectelor Erasmus+, pentru a putea contribui la dezvoltarea abilităților și competențelor acestora. Iar ca ultimă sugestie ar fi realizarea unor școli, dezbateri în comun pe diverse tematici, unde participanții atât din minoritățile etnice, cât și cei care reprezintă majoritatea, împreună ar putea să interacționeze mai mult și, de ce nu, să dezvolte ulterior proiecte în comun. Acestea fiind recomandările pe care le-am punctat, aș avea o întrebare: cât de, în opinia dumneavoastră, credeți că ar fi eficiente și dacă ar putea fi implementate? Îți mulțumim mult, Valeria, pentru o prezentare. Vreau să te întreb și să precizez, cui crezi că ar fi mai bine adresată această întrebare? Domnului Conovalu, domnului Cheleș sau Marcel Marin? Cred că aș fi, în primul rând, curioasă să aflu opinia domnului Cheleș, reprezentant al CNTV. Mulțumesc mult! Bine, mersi, chiar mă... Îmi este bine venit că și întrebările și recomandările care au fost puse sunt foarte bune și cred că chiar trebuie să le fie acordate. Numai că la moment noi de-amu avem câteva programe care sunt chiar programe binevenite în Republica Moldova. Luând în considerare despre platformele de dialog intercultural sau platformele de școli de vară pentru drepturile minorităților. La moment sunt existente așa fel de programe, ei sunt, au o istorie și au un impact destul de mare, spre exemplu, școala de vară a minorităților a platformei, care a creat de-amu o rețea de activiști care, cum am mai spus, se activează și promovează drepturile tinerilor legate în național. Spre exemplu, acum, la moment, activiști scriu plângere către Consiliul pentru Prevenire și Eliminarea Discriminării privind că site-ul de vaccinare.gd nu este accesibil și chiar acum colegii din Transnistria care vroiau să vaccineze s-au confruntat cu această confruntare și la moment fac. Aceasta este tot una din rezultatele și a școlii de vară. În același timp avem organizații de diversitate care are un program foarte bun venit care este la moment tot în acțiune, se realizează la noi în Republica Moldova chiar și la moment, dacă nu greșesc, prin care au un program mare de consolidare a relațiilor între mai multor tineri din grupuri între etnice. Aici este accentuat în această activitate tineri care sunt până la 16 ani, tineri din școli sau tineri care încă nu activează în câmpul muncii. În acest timp mi-era foarte binevenit, desigur, că programul de idee, recomandarea de a creare o platformă online de batere. La moment noi avem numai pagini web și avem avem platforme online neformale. De formalizarea acestora încă este nivel. La moment, platforma activează la pagina de web Minority.md, prin care promovează anume aceste subiecte, dar, desigur, este o recomandare, sunt foarte binevenite și cred că prin consolidarea eforturilor care fac colegi din mai multe organizații din Republica Moldova, noi putem să venim, pentru că chiar activitățile care se prefac și activitățile organizațiilor etnoculturale care nu sunt accentuate pentru minorități activează mai mult prin domeniile sale și este mai puțină colaborare între ei.
Acest factor cred că trebuie să fie eliminat de către activitatea tinerilor și aici, în aceeași timp, vreau să încă să mai precizez că activitatea tinerilor și activitatea în domeniul drepturilor minorităților a tinerilor trebuie să fie prevăzută prin prisma drepturilor omului și noi nu trebuie să ezităm și nu trebuie să ezităm cu grupurile vulnerabile, alte grupuri vulnerabile și reprezentanții pe care noi le avem în Moldova, care în aceeași timp sunt reprezentate minorităților etnice. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult pentru această intervenție, dragi invitați, și pentru recomandările formulate de către Valeria Lembas. Invit alături de noi pe Alexandru Bordian, tânăr cercetător IPRE și student a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din România, care va avea o scurtă intervenție. Alexandru, ai cuvântul. Mulțumesc mult, Valeriu! Sper că mă vedeți și mă auziți. Încerc acum să dau share la prezentarea mea. Da, puteți să vedeți prezentarea? E ok? Perfect. Deci, bună ziua! În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru această discuție interesantă și extrem de valoroasă pentru societatea țării noastre. Astăzi, în a doua parte a sesiunii de discuții, aș vrea să vă prezint principale obstacole existente atât în cadrul comunităților etnice, cât și în cadrul administrației publice privind realizarea politicii de integrare a Republicii Moldova. O clipă? Da, perfect. Structura prezentării încearcă să evidențieze contextul cultural specific al Republicii Moldova și în același timp să prezinte principale implicații pe care un stat cu diversitatea etnică și lingvistică le are pentru respectarea, promovarea și protejarea minorităților etnice conform standardelor internaționale. În plus, voi încerca să abordez realitatea Republicii Moldova în privința minorităților naționale din perspectiva multidimensională, după care urmează să discutăm concluziile și recomandările prezentării. Republica Moldova reprezintă un stat cu o diversitate masivă etnică și lingvistică. Protecția minorităților naționale stă la baza Constituției Republicii Moldova, care specifică spiritul nediscriminatoriu și în același timp recunoaște și garantează dreptul tuturor cetățenilor la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identităților lor etnice, culturale, lingvistice și religioase. Conform recensământului și cum a spus și Valeria, studiul care a fost elaborat în 2014, 25% din populația Republicii Moldova reprezintă minorități naționale. Această situație specifică a Republicii Moldova are multiple implicări politice și sociale în procesul de integrare a societăților diverse într-o societate comună, inclusivă și nediscriminatorie. Elementul fundamental al acestui proces se concentrează pe respectarea și protejarea drepturilor omului. În plus, procesul implică multiple principii care trebuie să existe într-un stat cu o diversitate etnică și lingvistică. De exemplu, supremația autoidentificării voluntare, nediscriminarea, sentimentul de apartenență civică față de Moldova, unitate în diversitate și multe altele. Standardele internaționale vin în ajutorul creierii unei societăți diverse, iar unite. Convenția cadru pentru protecția minorităților naționale specifică concret un set de drepturi care trebuie să fie protejate și promovate pentru a avea o societate unde toți oamenii pot să se bucure pe deplin de drepturile lor și fiecare individ reprezintă o valoare în comunitate. În plus, liniile directoare Ljubljana sugerează că statul trebuie să creeze anumite condiții pentru o participare eficientă a minorităților naționale. Deci, statul, într-un fel, ar trebui nu doar să minoritățile naționale nu doar ar trebui să beneficieze de drepturi legale de a participa efectiv la guvernarea generală a statului, ci și faptul că ele trebuie să fie încurajate să participe în acest mod. Și aici statul joacă un rol foarte important. Republica Moldova continuă să arate un angajament față de respectarea și promovarea drepturilor omului. Însă există anumite obstacole. Observații internaționale specifică inexistența unei identități civice comune ce influențează această diviziune vest-est pe criterii lingvistice în societatea moldovenească. În plus, studierea limbilor minorităților etnice este posibilă doar în școlile cu predare în limba rusă, ce influențează semnificativ dialogul interetnic majorității minorității.
Stigmatizarea și stereotipizarea persistă în țara noastră. Probleme economice au un impact semnificativ asupra comunităților care locuiesc în zonele rurale sau la graniță, ce motivează oamenii să emigreze în alte țări. Mai mult decât atât, persoanele de etnie romă au o poziție dezavantajoasă în privința accesului la educație, locuri de muncă și multe altele. În anul 2020 a fost elaborat un sondaj care noi deja am văzut la începutul acestei sesiuni. A fost elaborat un sondaj de opinie care specifică anumite obstacole din perspectiva populației a Republicii Moldova. Sondajul a arătat că minoritățile naționale sunt de părere că au o reprezentare scăzută în instituțiile statului, ce are un impact asupra influenței politice de a lor. Persoanele din minoritățile naționale tind să participe mai mult la vot la alegeri locale decât la alegeri naționale. Problemele lingvistice în domeniul cunoașterii limbii române persistă în comunitățile minorităților etnice, ce pune mai multe bariere în viața cotidiană, de exemplu la adresare la instituții publice, justiție și multe alte. Mai mult decât atât, persoanele de etnie romă sunt, iarăși acest sondaj a arătat că persoanele de etnie romă sunt cele mai discriminate în opinia oamenilor respectivi. În 2016, guvernul a publicat o hotărâre privind strategia de acțiuni pe un termen lung care specifică niște obstacole din perspectiva administrației publice. Procesul de integrare necesită resurse financiare pe mai mulți termeni și poate depăși alocările guvernului. Acest domeniu de politici reprezintă un subiect nou pentru guvernarea și societatea Republicii Moldova. În plus, având în vedere noutatea domeniului care necesită o abordare intersectorială, resursele umane necesită mai multă atenție din partea guvernatorilor. În concluzie, putem să vedem că Republica Moldova continuă procesul de integrare a comunităților etnice diverse. Standarde internaționale reprezintă o sursă valoroasă pentru avansarea procesului de integrare. Obstacole existente trebuie rezolvate prin implicarea diferitor actori, aici mă refer la actori naționali, locali, din societatea civilă, din grupul de tineret. Mai multe acțiuni concrete sunt necesare. Și recomandările mele încearcă să concentreze pe asistarea politicilor educaționale cu privire la educația multilingvistă prin crearea bazei de date naționale care să conțină practici și reforme bune implementate deja în diferite țări și crearea unor relații mai strânse între administrațiile locale, naționale și ambasade prin înfăptuirea platformei unice online care să conțină informațiile relevante privind finanțări culturale din partea agențiilor guvernamentale și ambasade. Și ca să închei prezentarea mea, aș vrea să întreb participanții noștri cât de fizabile sau cât de posibile sunt aceste recomandări sau dacă deja ele sunt implementate în țara noastră. Mulțumesc mult pentru atenție! Domnule Marin Marcel, din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, probabil această întrebare despre reformele și acțiunile care au fost implementate în acest sector, probabil ați putea să ne spuneți mai multe pe acest subiect. Probabil că, dar din păcate nu. Bine, este o întrebare care ar trebui să fie adresată colegilor mei de la educație, ori politicile educaționale sunt responsabilitatea lor, eu vin de pe domeniul tineret, noi suntem mai mult pe educația non-formală, cei ce sunt formal, de păcate nu pot să vă dau foarte multă informație. Dar ca să răspund la întrebarea dumneavoastră dacă este posibil sau pe cât este posibil. Bine, nu știu dacă este o abordare corectă, pentru că mie mi se pare că totul este posibil, da? Adică e o chestie care și noi discutăm pe intern cu colegii, că noi nu putem face asta pentru că tot pot fi făcut. Tot ce trebuie să facem noi este să respectăm cadrul legal și să avem interesul și deschiderea să dezvoltăm o politică. Poate ele sunt mai îndrăzneți la un moment dat, dar nimic nu este imposibil. Doar trebuie să vedem care sunt acele mecanisme prin care noi
o să implementăm, pentru că știm cu toții că avem destule chestii care sunt foarte bine scrise pe foaie, dar la nivel de implementare ele nu se implementează. De aceea, la cât este de posibil, este posibil. Vreau să vedem cum facem asta. Din nou, îmi pare rău că nu pot să răspund la întrebarea ce sunt de politicile educaționale, dar o să încerc și o să implic în acest dialog cu parcursul colegii mei de la educație și poate împreună vedem cu ceva idei bune, da? Cum putem să facem asta. Mersi! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult lui Alexander și invitațiilor, domnule Marin, pentru intervențiile dumneavoastră. Acum doresc să adresez o primă întrebare lui Nicolae Cheleș. Te rog să ne împărtășești care sunt istoriile de succes a tinerilor din aceste comunități etnice, care tineri au reușit să facă o diferență în societatea noastră. Nicolae, ai cuvântul. Bine, mersi. Chiar eu, parcurs cât am văzut activiști tineri pe care le-am cunoscut, dintre greci, mulți din ei, unii din ei au plecat din Republica Moldova și au făcut o activitate frumoasă și de la moment fac activitate frumoasă, numai că nu în afara Republicii Moldova. Acest factor este chiar îngrijorător și este, dar în același timp noi avem și tineri care au activat în domeniul relațiilor interetnice și au promovat drepturile lor și la moment au posturi în instituții de stat, educaționale, spre exemplu, președintele platformei Tineretul pentru Solidaritate Etnică la moment activează în domeniul educațional, activează în universitate, în Academia de Arte Plastice și are un atașat de legație. În același timp avem, bineînțeles că și exemplu a Iulii Bilânciuc, care a fost singur reprezentant universitetului și care acum activează în elaborarea politicilor de minorități, acesta este un factor foarte bine venit în Republica Moldova, pentru că ne vedem că tineri care au activat și care sunt singuri de minorități, ei activează și avem fac exemple acestea. Mai avem, desigur, colegi care fiind activit în Republica Moldova și realizând au o carieră mult mare în plan funcțional, și mă refer la Marina Șupac. Ea este una din consultare platforme, a lucrat foarte mult în domeniul jurnalismului și a scris foarte multe programe anume dedicate minorităților, pentru competență. La moment ea activează pe plan mondial, lucrează cu ONU în plan mondial și programele mondiale a drepturilor minorităților, dar în același timp ea nu ezită și are timp pentru a lucra și pentru a aborda anume subiectele din Republica Moldova. Acesta tot este o nivel foarte ridicat. Eu aici, desigur că putem spune că noi avem tine activiști care au devenit avocați și care în activitatea sa promovează acest fapt și promovează dreptul minorității și este foarte binevenit că fiind minoritate sau fiind activ, fiind mai cunoscut dreptul minorităților, ei în activitatea folosesc și dreptul internațional și standardele internaționale pe care sistemul nostru din regret nu le folosește în acel nivel pe care le trebuiește. Aici mai pot veni cu recomandări cu mai mulți câțiva exemple, dar cred că este una din programe pe care a făcut platformă Tineretul cu European Center for Minority Issues, în care era pus mai mulți tineri și cum ei văd situația viitoare. Și cred că bunele practici sunt și trebuie să fie luat în considerare, dar în același timp nu trebuie să uităm despre împuternicirea a liderilor de minorități, tineri lideri de minorități. Eu îmi permit să adaug, dragi ascultători, că
Însuși Nicolae Chireș reprezintă un membru al comunităților etnice. Alături de noi avem și reprezentanți a comunităților etnice care se află în fruntea organizațiilor de tineret, precum noul comitet consultativ a adolescenților și tinerilor sub egida ONU, de asemenea în a doua legislatură în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Tinerii din cadrul comunităților etnice devin tot mai vocali și vizibili în spațiu public. Și pentru asta îți mulțumim, Nicolae, ești alături de noi și promovezi astfel de bune exemple în societatea noastră. Dragi invitați, ajungi la finalul acestui eveniment. Vă invit pe dumneavoastră. Dacă până acum am avut invitații noștri din cadrul școlii de la București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din România, care au venit cu propuneri, vă invit să formulați dumneavoastră câte o propunere din partea organizațiilor pe care le reprezentați în vederea soluționării problemei abordate, în special din perspectiva implicării tinerilor din comunitățile etnice. O propunere din partea fiecăruia. Domnule Conovalu, începem cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și vreau să zic că, în primul rând, că mă bucură faptul să văd tineri implicați în acest domeniu. Tineri activi, inteligenți. Mi-au plăcut foarte mult prezentările care au fost făcute. Erau prezentări succinte, dar care punctau foarte bine anumite probleme care se confruntă societatea noastră. Inclusiv recomandările au fost foarte relevante ale ambelor prezentatori. Vreau să zic că mi-am notat câteva idei și anume pe aceste idei cred că ar trebui depus accentul și în continuare. S-a vorbit despre integrarea societății diverse și de foarte multe ori aspectul integrării la noi în societate este interpretat ca și cum ar fi unul unilateral, da? Adică cineva trebuie să se integreze și unii zic că ei trebuie să se integreze, ei să facă careva pași în direct respectivă. Alții zic că noi nu trebuie să ne integrăm pentru că noi suntem de aici. Dar cred că problema apare din cauza că este o greșeală de interpretare sau o interpretare diferită. Da? Pentru că integrarea societății în spiritul recomandărilor de la Ljubljana, care le-a menționat Alexander, presupune un proces bilateral sau care vine din ambele părți. Societatea în sine realizează care este beneficiul acestei integrări, da? Și nu beneficiază doar o comunitate. Dacă cineva va învăța limba de stat, doar acel care va învăța limba de stat va beneficia și toți ceilalți vor cheltui din resursa proprie pentru ca cineva să învețe. Nu. Deloc nu este așa. Prin faptul că noi ne integrăm ca societate în ansamblul nostru, noi de fapt contribuim la dezvoltarea și prosperarea noastră ca societate în general. Da? Noi păstrăm tinerii care ar exista pericol să plece din țară dacă nu se integrează. Da? Și dacă societatea nu este integră în ansamblul ei. Pierdem potențial uman, pierdem oportunități economice și așa mai departe. Deci eu cred că în primul rând, asta trebuie să înțeleagă toți. Dacă noi vom trăi și vom coabita, da, în același anturaj, în aceeași societate, vom merge în clase mixte, vom interacționa unii cu alții, indiferent de limba vorbită, da, atunci cred că beneficiile vor fi resimțite de către toți. Acesta e un lucru care l-am văzut punctat și cred că trebuie să fie dezvoltat în continuare. La fel, când vorbim despre integrare, s-a vorbit și despre încurajare, da? Tinerii trebuie să fie încurajați să participe, nu doar să li se asigure acest drept. Da, aveți dreptul, participați dacă vreți, dacă nu vreți, nu participați. Prin încurajare înseamnă să ridici nivelul de motivație a persoanei. Mulți nu cunosc care sunt beneficiile, da? Care sunt oportunitățile, ce vor obține dacă vor participa sau nu vor participa la viața publică, în orice formă, da? Că lucrez în administrația publică sau că desfășor orice altă activitate. Oamenii trebuie să cunoască
și să fie încurajați să facă acest lucru. Și aici, iarăși, e sunt acțiuni care vin din toate părțile, din partea statului, din partea comunității, din partea autorităților locale, din partea liderilor organizațiilor, și aici este nevoie de o sinergie și o colaborare conjugată. S-a vorbit despre cercetare și acesta e un lucru foarte bun. La noi în țară, de exemplu, acum recent s-au început să se facă studii și cercetări în domeniu, inclusiv IPRE a fost implicat în câteva proiecte care a adus cumva domeniul pe agenda de discuții pe diverse platforme. Evident că fiecare când discută despre aceste lucruri trebuie să fie în cunoștință de cauză, da? Să cunoască, să aibă date, să aibă informații, să știe ce se întâmplă într-o parte sau în altă. Și din acest punct de vedere, cred că cercetarea este foarte importantă. De aia zic că mă bucur să văd tineri implicați în acest domeniu. Mass media la fel, este foarte important cum este prezentat mesajul, da, diferitor comunități, cum este promovată diversitatea. Noi știm impactul care îl are mass media asupra, să zicem, percepției oamenilor, da? Și dacă în mass media diversitatea este prezentată ca ceva pozitiv, oamenii o vor lua ca atare. Dacă va fi prezentată ca ceva negativ, oamenii vor fugi de ea. De aia e foarte important să lucrezi în acest domeniu. Și s-a discutat și despre școli de dezbatere, eu încurajez acest lucru și chiar noi ca organizație planificăm la anul să organizăm o școală de, să zicem, de vară, de toamnă, vom vedea ce va fi, dar o școală de administrație publică, da? Unde vrem să încurajăm tinerii să participe și ca ulterior să se poată angaja în serviciu public, să aibă acces. Colaborăm acum și cu autoritățile publice, Ministerul Educației, Agenția Relații Interetnice, ca să găsim oportunități pentru crearea unor stagii în diverse instituții pentru reprezentanții minorităților, astfel încât aceștia să nu vadă accesul la administrația publică ca un ceva departe, de nerealizat, dar să aibă posibilitatea să pășească pe pragul unui minister, unei instituții publice, să vadă cum se desfășoară viața în această instituție, să se integreze într-un mediu lingvistic, da? Dacă vine dintr-o comunitate compact, populată, da? Unde nu se vorbește foarte mult limba română, da? Să aibă acces la acest mediu și să nu vadă acest lucru ca ceva inaccesibil. Da? Deci noi vrem să lucrăm în acest direcție și încurajăm tinerii noștri să pună la fel accent care deja au fost. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, domnul Conovalu, pentru această recomandare, aș spune, puțin extinsă, dar cu siguranță prețioasă. Îl invit acum pe Nicolae Cheleș pentru a ne comunica recomandarea din partea CNTM. Mersi. Noi, în cadrul CNTM-ului, desigur, la moment lucrăm și noi ținem organizații de tineret, pentru că chiar și la moment CNTM-ul în ultimul an au avut încă 3 organizații de tineret care activează anume pe domeniul minorităților etnice. Și desigur, noi am început și susținem în continuare activitățile acestora, cum aș fost și anul precedent, dar în același timp și recomandările pe care le-am primit de la colegi, cred că vom face o abordare mai mare ce este luat anume, pe care noi activăm, anume ca să tineri din minorități în zone rurale să fie implicați în procesul de decizie, că să fie să fie luat în considerare opiniile lor. Desigur, este important și activitatea pe plan național și implicarea tinerilor pe plan național și cu organele de naționale în acest domeniu, dar este foarte important cum tinerii din comunități, din zonele în care compact locuiesc minoritățile, cum ei activează acolo. În același timp avem o importanță, în același timp, în jur, privind că în Găgăuzia avem, sigur că dacă avem și autonomie, dar avem și minorități etnice care aparțin
în găguze din universităților, cum drepturile lor să iau în considerare acolo. Și în primul rând aș vrea să revin că pentru noi este chiar important anume că subiectele aprobate de drepturile minorităților să fie aprobate, da, să fie luate în considerare anume pe drepturile omului. Pentru că acest subiect este important pentru mine și pentru Consiliul, Național Tineretului și cred că în continuare vom avea o aprobare mare clar, pentru că la moment noi vedem că și, cum a spus, la minister, vedem și la partenerii de dezvoltare, interesul este, este interesul chiar de la agenții relații interetnice și de la alți, aș spune, decidenți politici care noi avem. La moment este necesar că noi tineri să ne facem o voce clar auzită și să fie implementate politicile corect. Mulțumesc mult, Nicolae, pentru această recomandare și așteptăm cu drag rezultatele cooperării sau viitoare cooperării între CNTM și partenerii de dezvoltare în activitățile despre care domnul Conovalo sau despre care le-a a menționat anterior. Noi așteptăm o ultimă recomandare din partea domnului Marin, chiar dacă dumnealui are o competență în activitățile non-formale, precum a indicat anterior, am fi interesat să aflăm care vor fi recomandările direcției pe care o conduce. Vă mulțumim! Da, probabil că nu o să am careva recomandări, probabil că o să preiau recomandările formulate de colegii mei, dar pentru că în competența noastră să dezvoltăm politici și în momentul de elaborare acestor politici o să trebuiască să luăm în considerație chestii care până acum, din păcate, nu s-au luat în considerație. După cum spuneam, noi în viitor apropiat vom revizui programul nostru ce țin de participare, dar nu o să ne oprim aici, pentru că chiar în această perioadă se lucrează intensiv la un nou plan de acțiune a guvernului, sau bine, un plan de acțiune al guvernului nou, mai corect spus. Și o să încercăm să vedem, începând cu legea cu privire la tineret, cu strategia națională pentru dezvoltarea sectorului tineret, careva o să amendăm, careva o să elaborăm de la zero și o să trebuiască la elaborarea acestor documente să vedem cum implicăm toți actorii interesați, anume din perspectiva asigurării drepturilor sau integrării drepturilor minorităților în aceste documente. Din nou, recomandările probabil eu le voi prelua de la colegi, nu am careva recomandări care aș uni eu, dar mersi și, după cum spuneam, o să avem careva consultări publici, o să vă rog frumos, chiar toate părțile interesante, să participați, ca să putem discuta mai pe larg aceste recomandări pe care le-ați formulat. Mulțumesc mult, domnule Marin. Stimați invitați și dragi tineri, evenimentul Implicarea tinerilor din grupurile minorităților etnice în procesele decizionale, un nou început, a ajuns la final. Am avut parte de o discuție de actualitate, deoarece subiectul grupurilor minorităților etnice apare în calitate de prioritate a noului guvern. Invitații noștri, Sergiu Conovalu, Nicolae Cheneș și Marcel Marin, împreună cu Valeria Lembas și Alexandru Burdian, au reușit să exploreze acest subiect din perspective diverse. Tinerii rămân portavoce a membrilor comunităților etnice și sper că în următorii ani vor deveni cu adevărat mobilul schimbării sociopolitice din țară. Reamintesc că acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Schimbarea Începe cu Tine, Be the Change, Tinerii pentru Europenizarea Republicii Moldova. Mulțumesc mult Fundației Hanns Eitel pentru suport oferit în cadrul organizării evenimentului, precum și colegilor de la Privesc.eu și RealitateaLive.md pentru difuzarea acestui eveniment. Desigur, mulțumim urmăritorilor noștri pentru că au ales să fie astăzi alături de IPRE. Pentru a urmări alte evenimente similare cu participarea tinerilor, vă invităm să stați cu ochii pe pagina de Facebook a Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Înainte de a finaliza, dragi urmăritori, vă rog să accesați un chestionar pe care îl găsiți în comentarii la videoul cu evenimentul de astăzi. Pe această cale ne puteți spune ce a fost bine în cadrul evenimentului, dar și ne puteți sugera care aspecte necesită a fi îmbunătățite. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare!